Părinții nevaccinați batjocoriți la festivitățile de absolvire, ținuți la gard ca animalele. Acțiunea CNSU este ilegală. Mai mulți părinți au fotografiat prin gard festivitatea de absolvire a elevilor din clasa 8-a de la școala 11 din Buzău. În plus, li s-au mai instalat în față niște panouri. Fotografiile cu părinții discriminați au fost postate pe Facebook de mama unui elev al școlii, informează Alt News. Astfel de situații au fost înregistrate în toată țara. Ei nu au putut participa la premierea copiilor din cauza interdicției abuzive impuse de unitatea de învățământ în urma deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prezidată de premierul Florin Cârțu și vicele lui Raed Arafat. Ministrul Educației Sorin Câmpianu nu a intervenit în niciun fel pentru apărarea legalității și a drepturilor părinților și copiilor. Reacțiile la vederea fotografiilor nu au întârziat să apară, iar mai mulți utilizatori ai platformei de socializare s-au declarat șocați de faptul că părinții nu au putut participa la eveniment, deși se desfășura în aer liber. Au dat drumul la petreceri și părinții nu pot să asiste în curtea școlii la premiere. Urât, a scris un părinte. Președintele Federației Naționale Asociației de Părinți, Iulian Cristache, a reacționat și a subliniat că CNSU s-a jucat cu sentimentele copiilor și ale părinților. O umilință marca CNSU. Să le fie rușine. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, a reacționat și a subliniat că CNSU s-a jucat cu sentimentele copiilor și ale părinților. O umilință marca CNSU. Să le fie rușine. Cădea cerul dacă CNSU dădea voie părinților. Niște nesimțiți care s-au jucat cu sentimentele copiilor și părinților. Am făcut tot ce a depins de mine, telefoane și mesaje, la toți factorii decidenți. Nu am putut rezolva, din păcate. Îmi cer scuze pentru acești papagali, care nu au sentimente pentru copiii noștri. Sunt momente unice, final de clasa 4-a, a 8-a și a 12-a. Odată în viață le trăiești. Nu le-a păsat, a scris vineri pe Facebook președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Relatează Active News. Vă rugăm să vă abonați și să distribuiți.